Tentativă de crimă șocantă, transmisă în direct pe internet. Un tânăr de 32 de ani a înjunghiat-o pe fosta iubită de față cu toți participanții la o petrecere și cel mai probabil în prezența copilului ei. Bărbatul extrem de gelos a văzut într-un live pe Facebook cum femeia de 24 de ani dansa apropiată de un alt bărbat la o petrecere dată în casa părinților ei din localitatea arădeană Nădab. A mers țintă acolo și a înjunghiat-o cu un cuțit, în timp ce petrecăreții asistau îngroziți. Fratele femeii a încercat să-l oprească, numai că și el a fost înjunghiat. La un moment dat, pe filmare se aude glasul disperat al unui copil. Toată grozăvia a fost transmisă în continuare pe Facebook timp de câteva minute. În momentul când polițiștii s-au apropiat de agresor, acesta a încercat să se sinucidă, înfigându-și cuțitul în abdomen. Cei trei răniți sunt internați acum în Spitalul Județean de Urgență Arad. Agresorul și victima sunt în stare stabilă, însă fratele femeii, în vârstă de 22 de ani, este din păcate în stare gravă, fiind înjunghiat în zona inimii. Este vorba despre o fată de 24 de ani care a suferit două plăgi înjunghiate la nivelul toracelui. În prezent, fata este internată la chirurgie. A mai venit un bărbat în vârstă de 22 de ani cu o plagă înjunghiată în zona cordului. Acesta, din păcate, se află în stare gravă. Și o a treia persoană în vârstă de 32 de ani cu o plagă înjunghiată în zona abdomenului. Acesta este în stare stabilă. Cazul a fost preluat de către procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.